Bună, dragilor, și bine ați revenit aici la mine pe canal. Am schimbat puțin cadrul de filmare, am zis să fie ceva un pic diferit pentru acest clip. Astăzi filmez clipul cu cărțile pe care le-am citit eu în ultima perioadă, mai exact de la începutul lunii iunie. De fapt, am făcut clipul trecut cu cărțile citite și am prins cam până pe 10 iunie. Am inclus, știu, sigur, două cărți acolo pe care le citisem în concediu. Deci ar fi de undeva de pe 15 iunie până la sfârșitul lunii, pentru că astăzi suntem în data de 31. O să-l auziți probabil pe Tony. El se aude. Până la sfârșitul lunii august. Bun. Și mi-am tras aici lângă mine cărțile pe acea etajeră pe care v-am arătat-o cu roți și am câte ceva, așa că să nu mai zăbovim. După cum vedeți, mi-am decorat un pic așa de toamnă pe aici, am zis să fac și eu cât mai cozy casa, dar da, haideți să începem clipul și să nu mai lungesc. Vreau să încep prima oară cu o carte pe care n-am apucat să o citesc, dar a fost cartea lunii iulie, aleasă de soțul meu. Nu am terminat-o, am ajuns undeva la jumătatea ei. Nu am terminat-o pentru că este o carte cu o poveste mai mult pentru copii, aș spune, dar nu neapărat, nu m-a plictisit, îmi place, dar nu, efectiv, nu am apucat să o citesc pe toată. Citesc așa câteva pagini pe seară pentru că mă relaxează și mi se pare o poveste, cum am spus, pentru copii. Este vorba despre o fetiță, Mioara, foarte curioasă, care pleacă într-o aventură asemănătoare cu cea a lui Alice în Țara Minunilor. Și nu am citit-o încă, nu am terminat-o, așa că o să îi fac probabil un scurt review când o să o termin, dar vroiam să vă arăt și pe asta pentru că a fost cartea lasă de soțul meu în luna iulie. Ca să vedeți ce scandal face, până acum a tăcut din gură și acum că am început eu să vorbesc, că face și el scandal. O carte pe care am început-o încă din iunie și am reușit să o termin acum în august. Este vorba despre Ofanim de Anna Barton, căreia i-am oferit 3 steluțe pe Goodreads. O carte foarte iubită de unele persoane și foarte urâtă de altele. Mă uitam un pic prin comentariile pe Goodreads și am văzut că unele persoane au adorat-o, altele efectiv i-au oferit o steluță și au spus că este o carte nasoală. Eu am fost undeva la mijloc și o să vă spun de ce. Nu mi-a plăcut stilul de scriere și aici mă refer strict la faptul că este scrisă cam așa, adică fără dialog, fără, câteodată n-are nici semn de punctuație, ideile se îmbină, trece de la o idee la alta fără să aibă un paragraf nou, adică e scris așa în continuu, pagină cu pagină. Și trece de la o idee la alta fără să, cum să zic, fără să fie delimitate cumva ideile. De aceea trebuie să fii foarte, foarte atent când citești această carte. Ceea ce pe mine personal m-a obosit foarte mult. Eu având un job foarte greu. Da, pot să recunosc că este un job foarte greu la care trebuie să fiu foarte atentă ce lucrez și nu mă lasă să vorbesc. Trebuie să fiu foarte atentă ce fac în fiecare moment, pentru că pot să greșesc anumite chestii care nu se pot repara și, mă rog, în fine, nu-mi dă rezultatul bun și tot eu muncesc, așa, ca să vă spun în mare. Deci pas cu pas trebuie să fiu foarte atentă și la sfârșit de program, în general, sunt destul de obosită psihic, încât îmi doresc o carte, nu neapărat ușoară, cu o poveste ușoară, dar o carte pe care să o pot citi cu ușurință. Aceasta nu a fost așa. Poate nu mi s-a potrivit, v-am spus, ca perioada vieții, tocmai pentru că eram foarte obosită. Dacă aș fi citit-o poate într-un concediu, mi s-ar fi părut altfel. Deci e posibil și lucrul acesta. Dar faptul că e scrisă în felul acesta, fără dialog, că trece de la o idee la alta în aceeași propoziție și trebuie să fii foarte atent sau spune despre alt personaj că a zis cu tare lucru, dar e în aceeași frază și tu trebuie să fii foarte, foarte atent ca să vezi cine ce a zis,
E o carte obositoare. Deci e o carte pentru o persoană care în momentul de față este în concediu sau în vacanță și are timp să o citească. Dacă nu ai timp să o citești, nu te apuca de ea, pentru că ori o să ajungi să renunți la ea, ori o să-ți ia ca mie 3 luni să o citești. Eu m-am ambiționat și am vrut să o duc la bun sfârșit, să văd ce se întâmplă. Apoi, deci lucrul ăsta nu mi-a plăcut și de aici am scăzut un punctaj destul de mare. Dacă ar fi fost o carte cu dialoguri scrise într-un mod normal, știu, probabil autoarea a vrut să fie diferită, asta e și ideea poate, dar mie acest diferit, uite, nu m-a prins, poate v-am spus, într-un moment al vieții în care să-mi doresc acest tip de scriere. Și o să ziceți, de ce te-ai apucat? Dacă m-am apucat pur și simplu pentru că am auzit că la multe persoane despre ea, că i-au oferit punctaj mare, că e extraordinară, că nu știu ce, și am fost curioasă. Apoi, ce mi-a plăcut? Mi-au plăcut foarte mult personajele în sensul de numele pe care i le-a dat autoarea și personajului principal, Ofanim. Aflăm de unde vine numele acestuia. Și mamei lui Ofanim, Mamifera, și bunicii care îi spunea Mamare, parcă nu. Mai apar câteva personaje care au nume amuzante și apar tot felul de întâmplări amuzante. Mai ales la început, în prima parte, are niște întâmplări destul de amuzante. Apoi, nu prea, se mai pierde din amuzament. Dar da, ea, autoarea, încearcă să facă din niște lucruri simple și banale o filozofie. În unele cazuri parcă nu se potrivea, știți, filozofarea asta, nu știu cum să explic. În altele, da, s-a potrivit. Ce m-a mai plictisit foarte tare, a avut o piesă de teatru undeva pe la jumătatea ei sau mai spre sfârșitul cărții, din care eu n-am înțeles nimic, iertați-mă. Da, poate nu, deci poate creierul meu nu m-a dus atunci, eu vă spun sincer, eu n-am înțeles nimic din piesa aia. Și iar și acolo nu mi s-a părut că își avea rostul să fie adăugat în această carte. În schimb, da, pot să apreciez, v-am spus, numele mi s-au părut foarte ingenios alese. Poveștile de viață nu mi se par atât de wow, adică nu sunt ceva din altă lume. Sunt povești de viață simple pe care le întâlnim la tot pasul. Cred că chiar asta a vrut să accentueze totuși autoarea, niște povești de viață simple din care ne putem trage niște învățăminte. M-am spus, din unele da, din unele mai puțin. În schimb, stilul de scriere în sensul de alegerea cuvintelor, asta mi-a plăcut. Adică are, nu știu cum să spun, o anumită muzicalitate. Anumite fragmente sună bine, pe scurt. Adică da, autoarea are un dar de a scrie frumos, să spun așa, dar nu mi-a plăcut în sensul că era, v-am spus, fără dialog, deci asta nu mi-a plăcut. Mă rog, aici mai avem un personaj, o să vedeți, mă uit așa un pic, mi-aduc aminte, Celsius, și o să vedeți de ce îl chema Celsius. Ce vreau să vă zic este că, să mai adaug, Ofanim este un copil care are niște, mă rog, acum este adult și povestește copilăria lui, are 50 de ani acolo. El are niște puteri supranaturale, să spun așa, aude mult mai intens decât un om normal, are auzul foarte dezvoltat și când zic foarte dezvoltat, foarte dezvoltat, ne spune autoarea. Da, una peste alta, v-am spus, i-am oferit 3 steluțe, n-aș ști cui să o recomand cartea asta, nu este o carte rea, nu mă înțelegeți greșit dacă ați citit-o și vouă v-a plăcut foarte mult, foarte bine, pentru că v-am spus, cred că m-a prins într-un moment al vieții în care nu eram pregătită să o citesc, cam asta cred că s-a întâmplat, dar exprimarea autoarei și cuvintele folosite în mare parte mi-au plăcut. Mai are o problemă un pic la început, are niște cuvinte mai vulgare, dar cărora, să spun așa, nu le-am văzut contextul și rostul, dar apoi trece repede prin ele și de ele. Bun, apoi am mai citit, asta a fost cartea lunii august aleasă de soțul meu, Apă proaspătă pentru flori.
O carte ce mi-a plăcut extrem, extrem de mult. I-am dat 5 steluțe. Și stilul de scriere, și cum s-a exprimat autoarea, și cum a curs povestea, și ce s-a întâmplat de fapt cu povestea, că la sfârșit e așa o chestie care îți dă creierul peste cap, să spun așa. Nu m-am așteptat, nu m-am așteptat deloc. Este povestea unei femei care este paznic la un cimitir, Violet, cred că e corect, că e în franceză, Violet este paznic la cimitir și o să vedeți că n-are o viață tocmai ușoară, mă rog, a trecut printr-o tragedie destul de mare. Cred că o să vă prindeți cam de la început, pentru că ea vorbește de la început, mă rog, de soț și de fiica ei, dar o să vedeți că fiica ei nu este prezentă încă de la început. Nu știu cum să explic. O să vedeți și o să simțiți lucrul ăsta, pentru că și eu l-am simțit și n-ai cum să nu-l simți. Dar ce s-a întâmplat cu fiica ei este uimitor. Nu uimitor, cum să spun, m-a dat peste cap. Și accidentul în sine care a avut loc și după ce s-a întâmplat de fapt, a fost wow, deci wow, nu m-aș fi gândit niciodată la un astfel de lucru. Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult mi-a plăcut cartea și mi-a plăcut nota de optimism pe care a oferit-o autoarei la sfârșit lui Violet, care până la urmă și-a găsit liniștea cumva. Mi-au plăcut și poveștile altor persoane care, mă rog, erau acolo în cimitir, care veneau la cei dragi să-i viziteze în cimitir. Mi-a plăcut, o carte tristă pe alocuri, dar și plină de umor și de optimism. Mi-a plăcut mult, mult, mult de tot. Vă recomand, și stilul de scriere se citește ușor, se înțelege ușor și totuși are și aceasta multă filozofie în ea, să spun așa. O carte de 5 stele, clar. Am și celelalte două cărți scrise de ea și traduse la noi și cred că sunt singurile scrise de ea. Am înțeles că anul ăsta urmează să apară altă carte. Duminicile iubirilor pierdute și 3. Dar asta, da, mi-a plăcut mult. Foarte bună. Vă recomand cu dragă inimă. Sigur, sigur o să vă placă. Apoi am citit Milarepa de Eric Emanuel Schmidt, o carte foarte subțirică, dar cu multă însemnătate, să spun așa. I-am oferit 4 steluțe, parcă, pe Goodreads. Nu mi-a plăcut atât de mult, adică a fost ok, dar nu mi s-a părut ceva wow. Și o să vă spun de ce, pentru că este povestea lui Milarepa, care, din câte am înțeles eu, este un... A trăit în Tibet, parcă, stați să nu spun, da, un yogin tibetan, așa. Milarepa este un yogin tibetan care, dacă o să dați pur și simplu pe Wikipedia, o să găsiți povestea lui. Și Eric Emanuel Schmidt a creat așa o mică poveste legată de el, dar povestea lui e deja, adică nu e ceva ce el și-a închipuit, să spun așa, cap coadă, doar s-a inspirat. Pirat a luat anumite chestii legate despre acest Milarepa și le-a pus într-o carte, să spun așa. Da, Milarepa, mă rog, este această persoană care, o să vedeți, că a trăit ca puznic, a înfăptuit anumite minuni, dacă citiți, el mânca doar urzici cât a stat puznic de aici și se spune și în picturile tibetane, el apare verde, sub culoarea de verde, de la atâtea urzici câte a mâncat, ceva de genul, spune legenda. Da, și aici este într-adevăr o poveste interesantă legată de o oală oarecare, care Milarepa a scăpat-o, s-a spart și atunci a dat seama că el nu este cu totul, cum să spun, da, n-a renunțat cu totul la lumea asta fizică și materială, pentru că el avea doar o oală și când i s-a spart aia i-a părut foarte rău și prin asta și-a dat seama că el nu renunțase cu totul la lumea aceasta materială. Da, este o carte interesantă, dar v-am spus, adică dacă o să căutați Milarepa o să găsiți în mare parte informațiile care apar și în carte. Și mi-a plăcut, dar
de 4 stele. Mie Eric Emanuel Schmidt, oricum îmi place, scrie foarte frumos și am citit multe cărți de ale lui, foarte multe. Din păcate nu le am pe toate în bibliotecă pentru că multe dintre ele le-am citit la Bookster, împrumutam cărți. Dar da, e o carte care se citește și ușor și merită. Casa Tunetului, o carte căreia i-am oferit tot 4 steluțe. Din câte am înțeles, autorul încă trăiește, mi-a scris cineva, mulțumesc. Nu știam foarte multe informații despre autor când am cumpărat aceste cărți. Singurul lucru pe care îl știam era că am văzut cartea Masca la Ildico, pe care o pup și o salut și merge și la ea pe canal pentru că face niște review-uri extraordinare despre cărți. Cred că o cunoașteți mai mult ca sigur, că ea vorbește numai despre cărți, are un canal de YouTube numai despre cărți și chiar am văzut foarte multe cărți recomandate de ea care mi s-au potrivit și mie. Bun, să reluăm, mi-a sunat telefonul. Deci eu am aflat de acest autor de la Ildico care a cumpărat cartea Masca, pe care a și citit-o și mi se pare că i-a oferit tot 4 steluțe pe Goodreads și a spus că i-a plăcut destul de mult. Și am cumpărat și eu și Masca și asta, Casa Tunetului, și mai am o carte pe care am cumpărat-o apoi de la acest autor. Dar am zis să încep cu Casa Tunetului și să citesc Masca mai spre iarnă, mai sau spre toamnă, târzie de Halloween, nu știu, o să văd. Mă rog, n-are importanță acest aspect. Hai să mă întorc la cartea noastră. O carte care s-a citit destul de repede, are 300 de pagini aceasta, în varianta aceasta, cu un scris destul de mic, mă rog. Cred că o găsiți încă pe printre cărți, dacă vă interesează, pe Anticariatul online printre cărți. De acolo eu am cumpărat-o și am văzut-o, că încă o aveau. Este o carte... Ce mie mi-a plăcut, ei spun aici pe spate că este o carte horror, ce se va părea terifiantă și nu știu ce. Mă, mie nu mi s-a părut, acum nu știu, poate eu într-adevăr mai mă uit și la filme horror, n-am nicio chestie, nu sunt atât de ușor de speriat și mai ales în cărți. Mai repede citesc decât să mă uit la un film horror, nu știu cum să explic. Mă rog, nu mi s-a părut ceva atât de, nu știu, de groasă. Este vorba despre o fată care aparent a suferit un accident. Nu citiți de pe spate ce scrie la această carte înainte să citiți cartea, pentru că o să vă dea un mare spoiler. Norocul meu a fost că eu n-am citit înainte, am citit după ce, când eram aproape de sfârșitul cărții, am citit de pe spatele ei și mi-a oferit finalul. De asta vă spun, nu citiți ce scrie pe spatele acestei cărți, pentru că vă va da o mare spoiler și vă veți prinde încă de la început despre ce e vorba. Eu nu m-am prins de la început, nu mi-am dat seama cine sunt făptași și ce se întâmplă de fapt sau dacă ea are halucinații, pentru că o să vedeți, deci aparent are un accident și ea a trecut printr-o chestie foarte nasoală când avea 20 de ani parcă. Era cu iubitul ei a fost ucis. În această casă a tunetului era o peșteră în care, mă rog, s-au adunat alți 4 tineri care i-au ucis soțul și, mă rog, mai mult nu să vă povestesc că deja vă dau prea multe spoilere, dar la început nu vă dați seama, deci nu, efectiv, ea are tot felul de halucinații, așa crede și medicul care o tratează că sunt tot felul de halucinații. Dar încetul cu încetul încep să apară dovezi că nu ar fi deloc halucinații și că lucrurile alea se întâmplă cu adevărat. Finalul este unul ciudat, în sensul că nu te aștepți ca asta să fie rezolvarea acestei cărți. Pe unii va dezamăgi, cred eu, și pe mine m-a dezamăgit un pic, din motivul ăsta i-am scăzut o stea, dar nu atât de mult încât să-i dau un punctaj mic. Deci una peste alta mi-a plăcut și mi-a plăcut stilul de scriere. Chiar se citește ușor, se citește rapid, are logică, nu știu cum să spun, e o carte scrisă bine și interesantă. Mie mi-a plăcut. Vă recomand, i-am dat 4 steluțe și v-am zis să o găsiți printre cărți, la printre cărți, cam la 5-10 lei, o carte care merită. Bun,
Apoi am citit cele trei cărți cu Menajera. Le avem pe acestea două de ceva timp în bibliotecă, a apărut al treilea volum, l-am cumpărat și pe acesta și am zis hai să pun osul la treabă și să le citesc. Pardon, să văd și eu despre ce este vorba. Ei bine, avem așa, prima, Menajera aceasta, căreia i-am oferit 4 steluțe, parcă 4. Nici nu mai știu sincer, pentru că le-am citit acum ceva timp. Deci avem primul volum, Menajera, căruia i-am oferit 4 steluțe, Secretul Menajerii, volumul 2, căruia i-am oferit 4 steluțe și Menajera e cu ochii pe tine, volumul 3, căruia i-am oferit 3 steluțe. Hai să începem cu prima carte, Menajera. Menajera este, mă rog, în toate cărțile o să vedeți povestea lui Mili, care este o menajeră. Dar, mă rog, ea ascunde un trecut întunecat, să spun așa. Și ajunge în cartea aceasta, într-o casă cu o doamnă, mă rog, ajunge menajera ei. La început ea o cam judecă pe femeia asta, că e, care atâta timp, că nu face nimic, că e bogată și stă degeaba toată ziua și că ce viață are femeia asta și, mă rog, o cam judecă. Apoi își mai revine ea un pic și începe să înțeleagă povestea acestei doamne și sfârșitul mi-a plăcut mult, adică nu mă așteptam la acel sfârșit. În cartea aceasta pur și simplu rezolvarea sau finalul a fost unul destul de neașteptat. Să spun așa. Deci da, mi-a plăcut foarte mult cartea asta. I-am dat 4 stâlțe pentru că nu mi s-a părut de 5. Mă aștept la mai mult ca să-i dau 5 steluțe unei cărți, dar mi-a plăcut. Îmi place cum scrie autoarea, cărțile ei se citesc super ușor, rapid, cu dialoguri destul de simple, nu o să aveți probleme. A doua, cum spuneam, mi-am oferit tot 4 steluțe. Cred că mi-a plăcut un pic mai mult față de prima, deci cred că un pic mai mult mi-a plăcut. Mi-a plăcut de ea, de Mili și povestea, mă rog, tot așa în care a intrat, la fel a mers la o altă femeie să-i facă curat și o să vedeți și acolo ce se întâmplă, cum se schimbă situația și cum Mili la un moment dat devine ușor victimă, dar totul se rezolvă până la final și mi-a plăcut la fel rezolvarea de la final. Foarte, foarte frumoasă. Adică, cred că mi-a plăcut mai mult. Sunt sigură de fapt că mi-a plăcut mai mult, dar nu e nici de 5 steluțe, hai să zicem de 4,5. Deci asta mi-a plăcut mai mult. Iar ultima, Menajera e cu ochii pe tine și am înțeles că este posibil să mai apară cărți, să nu fie doar o trilogie. Aceasta a fost cartea care mi-a plăcut cel mai puțin. Acum mă gândesc, cred că i-aș da 2 steluțe. Dar mă rog, i-am oferit 3 atunci, lăsăm la 3. În volumul acesta, în volumul 3, o vedem pe Mili căsătorită, deja cu 2 copii, nu vă spun cu cine s-a căsătorit, că dacă n-ați citit primele volume, vă dau un spoiler destul de mare. O vedem căsătorită, o vedem cu 2 copii, cum am spus, dar ce nu mi-a plăcut la această carte este faptul că a lungit-o foarte mult pe partea aceasta, care nu era thriller, să spun așa, adică... aici, în cartea aceasta, soțul ei, nu vreau să-i spun numele ca să nu vă dau spoiler, soțul ei face anumite servicii unei doamne care se tot dă la el și ea cumva nu-i spune nimic, adică nu știu, nu-i convine, dar nici nu pune punct și o lungește așa foarte mult timp și mi s-a părut inutil, nu știu, nu, ceva nu s-a legat în cartea asta. Și al treilea volum a fost așa și așa. Da, mă rog, a fost ok. Dar nu, wow. Bun, deci am citit și aceste 3 cărți. Bun. Și acum vreau să vă mai arăt ce am mai reușit să citesc. Am mai reușit să citesc o carte scrisă de George Arion, Insula Cărților. George Arion este un autor român, bineînțeles, după nume, și cărții acesteia am oferit 4 steluțe. Mi-a plăcut destul de mult. Dacă vă plac thrillerele și totuși combinate și cu o poveste de viață interesantă,
Această carte, eu zic că o să vă placă, nu are cum să nu vă placă. Și este scrisă și într-o manieră frumoasă. Povestea curge frumos. Autorul scrie într-un mod frumos, nu știu. Mi-a plăcut cum e scrisă, ce să zic, are cuvintele la el, să spun așa. Se vede că este un autor cu o experiență mai mare, nu știu, are un anume stil de scriere tipic autorilor mai experimentați, să spun așa. Personajul nostru principal este un bărbat pâinea lui Dumnezeu, care acum este în vârstă, ieșit la pensie și îl cheamă Dulce, numele de familie, știu. Un nume de familie care i-a adus anumite probleme, să spun așa, de-a lungul vieții, dar o să vedeți care e treaba cu el. El a fost bibliotecar și toată viața lui, bineînțeles, i-au plăcut foarte mult cărțile. Trăia mai mult prin cărți. Pur și simplu, toată ziua citea. Fiind bibliotecar în bibliotecă, toată ziua la serviciu citea. Apoi acasă continua cu cititul. Îi plăcea foarte, foarte mult să citească. Cel mai mult i-a plăcut Don Quixote și la un moment dat, din cauza acestei nebunii cu Don Quixote, el cumva, viața lui, cum să spun așa, se amestecă cumva cu acestui personaj. O să înțelegeți dacă citiți cartea la ce mă refer. Și la un moment dat deja nu mai știe să mai facă diferența între realitate, ajunge cumva ca Don Quixote. Mi-a plăcut mult cartea, mi-a plăcut mult stilul de scriere de la început, mai ales foarte bună. Spre sfârșit a zbârcit-o, dar vă spun cu ce a zbârcit-o, cu partea asta de thriller. Sau cel puțin mi-aș fi dorit eu să fie alt final, să spun așa. Cel mai bine zis. Cred că mi-aș fi dorit eu să fie alt final. Dar parcursul lui, viața lui, deci m-a impresionat foarte mult și mi s-a părut un om atât de cald, atât de bun, care a trecut prin atâtea necazuri și printr-o viață atât de amară, o soție atât de rea. Deci sunt niște chestii prin care, mă rog, ne arată că oamenii au profitat tot timpul de bunătatea lui. O poveste ce mi-a plăcut mie foarte mult și țin să vă povestesc, nu știu de ce, e banală, dar mi-a ajuns la inimă personajul ăsta, vedeți, față de Ofanim. Mie Ofanim nu mi-a ajuns la inimă, nu știu de ce, nu mi-a ajuns la inimă. În schimb, personajul în această carte, bătrânul nostru, mi-a ajuns la inimă și... Da, mă rog, povestește la un moment dat că el stătea foarte mult la țară, la bunici și la un moment dat s-au gândit ei, el cu încă 7 copii sau 6 copii, în fiecare zi să fie ziua unui copil într-o săptămână. Azi e ziua lui Gheorghe, mâine lui Ion, poi mâine lui Cecilia și așa mai departe. Și ultimul a fost el. Și când a venit ziua lui, copiii au adus o cutie mare, așa. El, nevoie mare, bucuros, a început să desfacă, când a desfăcut cutie în cutie, cutie în cutie, știți gluma. Și la sfârșit de tot o cutie foarte mică, care a tot zorgănit-o el așa și zice, bă, ceva e aici, nea că s-aude. Și când a desfăcut era o balegă uscată. Iar copiii au început să râdă, nu știu ce, și el a zis... a început să împacheteze toate, pentru că, mă rog, până acolo ia cutiile fusese înfoliate în tot felul de folie de asta, de ciocolată, de aluminiu, de ce avuseseră ei și a început să strângă toate foliile alea și a zis, așa ceva eu nu aveam și vă mulțumesc foarte mult și mă bucur. Și toată viața lui a trăit un stil ăsta. Deci, pur și simplu, personajul în sine a făcut cartea asta. Și acțiunea, dar se concentrează mult pe personaj și pe viața pe care a avut-o el cu toate greutățile pe care le-a avut încă de copil. Ce mi-a mai plăcut este că în cartea asta găsim și alte cărți amintite sau alți scriitori mari de unde te poți inspira și să cauți alte cărți care poate să-ți placă sau să te inspire. Autorul povestește
ca și cum cartea, ca și cum el ar fi lângă mine și îmi povestește mie despre acest personaj. Deci în stilul ăsta este povestea, nu personajul principal își povestește viața, ci autorul face parte din, e prieten cu mine, mă tratează ca un prieten, așa simți cartea, și îmi povestește viața acestei persoane și ce a trăit ea. Bun, ca să vă zic așa povestea, că am vorbit foarte mult despre el în sine, acest bătrân, într-o zi, familia sa îi vând toate cărțile din bibliotecă. El trăind această tragedie, vă dați seama, pentru o persoană care strânsese toată viața cărți și erau unele cărți foarte valoroase, să-i vândă toate cărțile a fost horror. Și pentru el a fost cea mai mare dezamăgire. Mă rog, și pleacă să se plimbe un pic prin pe străzi și aici întâlnește un om foarte bogat care îi spune, îi face o o propunere de a merge pe insula lui privată și de a-i aranja toate cărțile din bibliotecă. El acceptă mai mult cu forța, o să vedeți, și apoi ce se întâmplă când ajunge acolo, nu vă mai spun că deja vă dau un mare spoiler. Bine, ne spune aici cumva că după ce ajunge și pe spatele cărții, după ce ajunge pe insulă, descoperă un cadavru. Ce este cu acel cadavru și ce se întâmplă până la urmă cu personajul nostru, vom afla. Din păcate, nu sfârșește într-un mod tocmai bine, dar cartea în sine merită citită și merită parcursă. V-am spus, mi-a plăcut mult, uite, și acum când mă gândesc la ea, încă îmi trezește acest personaj o oarecare nostalgie și o oarecare tristețe pentru el, pentru viața trăită. Mi-a plăcut mult. Apoi am citit o carte de la un autor ce mie îmi place foarte mult, dar din păcate acesteia i-am oferit doar 3 steluțe. Familia Radley este o familie apare normală, dar care nu este normală. O să vă dați seama încă de pe copertă că sunt vampiri. Este o familie, deci, de vampiri. Și oarecum ne povestește cum au ajuns ei vampiri, cum încearcă ei să supraviețuiască fără să facă, bineînțeles, vreo crimă în comunitatea în care sunt ei acolo, dar într-o noapte se întâmplă totuși ceva și le dă un pic, cum să spun, viața peste cap. Nu pot să zic că mi-a plăcut atât de mult, am mai citit cărți cu vampiri mult mai bune, adică Twilight, de exemplu, e net superioară și mă așteptam la ceva mai mult de la acest autor, mie îmi place foarte mult, dar aceasta nu, e ușor pentru copii. Nu știu cum să spun, nu, da, ceva nu, n-a mers la ea, nu, nu e, nici povestea în sine nu mi se pare wow, nici... Da, n-a fost. Deci nu, pentru mine nu a fost un succes. Față de băiatul Echo, care am înțeles că se citește Echo, de fapt băiatul Echo, care mi-a plăcut foarte mult și aceea este chiar pentru tineri, să spun așa, scrisă. Aceea chiar a avut ceva substanță, nu știu cum să spun. Aceasta nu, n-a avut ceva. I-a lipsit și despre vampiri, așa putea un pic să scrie ceva mai deosebit, e banală, e bănăluță, să spun așa, de aceea i-am oferit 3 steluțe, dar na, mi-a plăcut așa să o citesc, că este o carte care s-a citit ușor, a mers repede, nu au fost dificultăți, e o carte care te relaxează, dar cam atât. În luna iunie, soțul meu mi-a lăsese o carte pe care nu puteam să o citesc în momentul ăla, pentru că făcea parte dintr-o serie și era cartea a treia. Și atunci am renunțat la acea carte și mi-am ales eu o altă carte din bibliotecă. V-am spus că așa o să procedez când sunt cărți pe care le-am citit deja sau cărți care fac parte din serii și nu este prima carte, o să aleg altceva la schimb. Și am ales la schimb cei 100 de ani ai lui Lenny și Margot, o carte ce mi-a plăcut, Doamne, extraordinar de mult și aceasta. I-am oferit 5 steluțe, nu ai cum. Foarte, foarte frumoasă. Este vorba despre aceste două femei
mă rog, una mai tânără și alta mult mai în vârstă, împreună au 100 de ani. Și ce să vă spun, mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Leni are doar 17 ani, este o tânără care suferă de o boală fatală, într-un stadiu terminal și, din păcate, are o poveste tristă și își pune niște întrebări așa despre Dumnezeu. Mi-a plăcut mult, mi-a plăcut și părintele Arthur, mi-au plăcut și celelalte personaje. Cartea în sine, cu toate că este atât de tristă, are și o notă optimistă. Foarte mult mi-a plăcut cartea, foarte, foarte mult. Ele se hotără să picteze tablouri cu poveștile lor de viață. Și aflăm cu fiecare capitol povestea lui Leni sau a lui Margot de viață, așa, câte un fragment. Deci autoarea, suntem, la început suntem în prezent, apoi ne întoarce un pic în trecutul lui Margot, aflăm ceva, apoi ne duce iar în prezent, apoi ne duce înapoi în trecutul poate tot lui Margot, încă un fragment, aflăm din viața ei, apoi ne întoarce în viitor. Dar jocul acesta nu m-a deranjat absolut deloc în cartea asta, pentru că este pe capitole și înțelegi destul de clar unde se termină un capitol și începe altul. Adică nu o să vă fie greu să o citiți, este cu dialoguri, povestitul în sine când povestește curge, textul e extraordinar de frumoasă. Este la fel de frumoasă ca Apă proaspătă pentru flori. Deci e pentru mine pe aceeași linie și este o carte pe care vă recomand cu dragă inimă. Probabil majoritatea dintre voi a citit-o deja pentru că este destul de populară, de lăudată. Dar înțeleg de ce a fost atât de populară și de lăudată. Extraordinară. O carte extraordinară pe care vă recomand cu dragă inimă dacă n-ați citit-o. Și ultima carte, căreia i-am oferit tot 5 steluțe și care mi-a plăcut foarte mult, am cumpărat-o pentru că am văzut-o la Ildico, ei a plăcut la fel foarte mult, tot 5 steluțe parcă i-a oferit și când am văzut că i-a oferit atât de un punctaj atât de mare, i-a citit foarte multe thrillere, adică nu e o persoană neexperimentată, să spun așa, în thrillere, m-am gândit că sigur e ceva de capul acestei cărți. Așa am gândit-o și așa a și fost. Se numește Secretul pacientei. Și așa arată, are și o copertă foarte frumoasă, în formatul ăsta ceva mai mare, dar și scrisul, să știți că e pe măsură și se citește foarte, foarte repede. Am citit-o în 2 zile, într-adevăr am fost și în concediu, dar eram plecată, deci ne înțelegem, am citit-o când am fost la Dubova, dacă ați văzut vlogul de călătorie. Citeam seara, dar s-a citit foarte, foarte repede, a curs povestea rapid. În schimb, m-am prins de ce s-a întâmplat la sfârșit. Asta a fost pentru mine, pentru că de obicei nu mă prind, dar aici m-am prins. Deci m-am prins ce s-a întâmplat de fapt, că nu a fost neapărat o crimă, o să vedeți, cine a fost vinovat la sfârșit. Deci m-am prins, nu mi-a venit să cred, m-am prins după destul de repede, mai de la început. Adică asta a fost bănuirea mea, n-am știut, am zis. Cred că asta s-a întâmplat și asta s-a întâmplat. Autoarea asta a scris că s-a întâmplat. Dar tot parcursul și toată cartea în sine, toată ancheta, toți erau suspecți la un moment dat. Foarte bine scrisă, foarte bine scrisă, foarte frumoasă, vă recomand, mi-a plăcut mult, mult de tot. Nu știu ce a mai scris această autoare, n-am mai citit nimic de la ea, dar cartea asta mi-a plăcut clar foarte, foarte mult. Bună, bună de tot a fost. Vă recomand un thriller, cu adevărat thriller, cu anchetă și ancheta începe chiar cam de la începutul cărții, așa, și vedem toți pașii. Mi-a plăcut cum s-a desfășurat ancheta față de, uite, de la Insula Cărților, că de asta v-am spus că i-am scăzut acolo un punct, pentru că ancheta în sine la sfârșit a fost... N-a fost ce trebuie ancheta, atât vreau să vă spun ca să nu vă dau spoilere în caz că vreți să o citiți. Dar cartea asta, da, este un thriller
cu adevărat și mi-a plăcut mult de tot. Și mulțumesc lui Ildico că a recomandat-o cu atâta, cu atâta patos. Chiar e o carte bună, sau cel puțin, mă rog, mie mi-a plăcut, bineînțeles că nu o să placă tuturor, că n-are cum. Da, deci este o carte bună, de 5 steluțe pentru mine. Și practic am reușit să citesc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cărți și a 12-a am reușit să o citesc jumătate. În toată această perioadă pentru mine este destul de mult și destul de bine. Plus dacă aș spune de la începutul lui iunie, știu că am mai citit 2 cărți, am spus în concediu la începutul lui iunie pe care le-am pus în clipul trecut, dacă le-aș spune și pe alea în 3 luni, chiar m-am mișcat bine în vara asta, surprinzător de bine, dar este adevărat că am ales și lecturi care au mers repede, nu știu cum să spun, afară de Ofanii, celelalte lecturi au mers așa rapid și s-au citit ușor și mi-au plăcut mult. Bun, cam astea sunt cărțile pe care le-am citit. Spuneți-mi ce ați mai citit voi în ultima perioadă și vă mulțumesc pentru toate recomandările pe care mi le lăsați de cărți. Să știți că mi le notez, le țin minte, deci țin cont de ele și încerc cu timpul așa să cumpăr din ele sau măcar o carte al autorului pe care mi-l recomandați ca să-mi fac o părere. Și vă promit că o să le vedeți aici, deci dacă îmi lăsați, nu știu, o recomandare de carte și nu vedeți imediat, nu înseamnă că nu o să o citesc sau că nu îmi notez ceea ce voi mi-ați spus. Bun, acum vă spuneam, citesc, vreau să termin cartea cu Mioara, cu fetița noastră năzrăvană. Și vreau să încep să citesc Nici o picătură de băut. Este o carte pe care tot așa a recomandat-o Ildico, ei i-a plăcut foarte mult, este una din cărțile ei preferate, chiar ea mi-a lăsat un comentariu și mi-a spus lucrul acesta, pe care am cumpărat-o cu 5 lei de pe Litera, parcă de pe Litera am luat-o pe aceea sau de pe Librex, nu mai mi-amintesc, în fine, o am deja scoasă din țiplă, pus acolo pe noptieră, dar să termin mai întâi cartea cu fetița noastră, cu Mioara, că aș vrea să vă prezint totuși pe aceasta în clipul viitor pe care o să-l fac cu cărțile pe care le-am citit în ultima perioadă. Vă pup! Pa, pa, m-am lungit!